această scurtă discuție făcută de Expert Forum și colegii de la Atlas OR Day, un grup de jurnaliști de investigație din Cluj. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă interesant pe piața presei de limbă maghiară din România și reverberațiile campaniei electorale din Ungaria, care stă să înceapă, vor fi alegeri parlamentare în prima parte a anului viitor. Să mai spunem că ce facem noi și ne vom mai referi la lucrul ăsta e parte din proiectel un pic mai amplu, făcut cu sprijinul International Republic Institute și că sunt colegi care se uită în același cadru de analiză și la comunitatea maghiară din Slovacia și un pic și la cea din Ucraina. Și sperăm ca la un moment dat în septembrie să venim cu o analiză mai amplă și cu cele trei țări puse într-un cadru comparativ. Dar o să am acest dialog astăzi cu Zoltán Sipos, care este colegul nostru de la Atlas OR Day. Și haideți să spunem, Zoltán, de unde și până unde e interesul ăsta, adică de ce ne uităm acum, de ce în momentul ăsta, la ce se întâmplă pe piața presei de limbă maghiară din Ardeal. Da, această perioadă va fi foarte interesantă. Deci perioada asta respectivă, perioada care va urma până în primăvara anului viitor, pentru că urmează alegeri parlamentare în Ungaria, cândva în aprilie sau mai 2022, și deja vedem că campania a început încet, dar sigur, iar voturile maghiarilor de peste hotare, respectiv voturile din comunitatea maghiară din România, o să fie destul de important în aceste alegeri, pentru că numărul voturilor ar putea să aducă ori, deci între 0 respectiv 3 mandate. Pentru Fidesz, pentru că maghiarii de peste hotare de obicei votează Fidesz. De aceea există un interes foarte mare din partea guvernului maghiar să cumva să canalizeze aceste voturi. Cum percepi tu că stă opoziția? Că trebuie să vorbim un pic așa foarte pe scurt și de care e situația de fapt acum în Ungaria. Dacă am înțeles bine, vor fi alegeri preliminare. Deci opoziția politică la Fidesz încearcă să facă ceea ce au reușit să facă la alegerile locale în Budapesta, și anume să pună candidați unici, dacă se poate începe. Exact. Și asta înseamnă că vor fi niște alegeri preliminare care încep chiar acum, în august, septembrie, se întind câteva luni. Da. Deci va fi un sezon politic lung, asta vreau să spun, și că vom tot avea ocazia să discutăm și va fi campanie electorală, vor fi mesaje care reverberează vrând nevrând și în Ardeal, nu? Cam care, cum vezi șansele? Da. Sunt șanse să-l bată pe Victor Orban? Acum opoziția încearcă ceea ce nu a mai încercat niciodată. Deci ei au convenit să facă un fel de coaliție, să aibă alegeri preliminare și să aibă un singur candidat împotriva candidatului Fidesz în toate circumscripțiile electorale. Așa, deci această situație este cumva o necunoscută, pentru că Fidesz întotdeauna a încercat să divizeze opoziția și cumva așa a ajuns timp de mai multe mandate să câștige alegerile. Asta e o noutate, dar și cum vezi starea presei maghiare, cea din Ungaria mă refer de data asta, ca să rămânem un pic în țara vecină. E un trend în timp, știm că e greu, știm că regimul Fidesz e apăsător, că Victor Orban controlează organe media, dar cum vezi tu trendul, pentru că oricum îl observ mai bine decât mine, e puțin spre bine, merge din rău în mai rău, chiar așa până în anul 2021, e șansă să se schimbe ceva, se poate vorbi undeva vizibil în Ungaria, liber într-un spațiu media? Eu zic că o să fie din ce în ce mai rău. Deci, în momentul actual, guvernul ori a cumpărat presa, marea majoritate a presei, ori a închis vocile critice.
Există câteva, nu foarte multe, organe media independente, critice față de guvernul maghiar. Problema lor este însă riciul. Adică Victor Orban, într-un moment dat, a zis, ok, dar se poate publica absolut orice mă rog, în media, această medie medie independentă. Ceea ce este, da, adevărat. Problema este că aceste informații nu ajung la cititor, pentru că riciul, adică acel ecosistem care ia un articol de investigație și face un talk show seara la televizor, care ia această informație și ajunge în jurnalul de seară, se scriu 11 articole, etc., nu mai există. Deci, dacă se publică ceva, ceva critic față de guvernul maghiar, această informație ajunge la câteva mii, poate 50, 100 de mii de cititori, dar nu mai mult. Și aceste nișe independente cam ce formă au? Deci televiziuni bănuiesc că nu mai sunt, Nu, toate pe online, online, online sau cum? online există, da. Numai pe online, deci nu prea mai poți să intri pe radio și pe televiziune. Nu, Deci, nu comparând mai există. cu presa română, dacă e să o luăm așa, pare că e totuși mai puțin tabloidă în Ungaria, e mai puțin zgomotoasă și trăznită cum e a noastră, dar e mai bine, e consolidată într-o mână și suprimă mult mai bine subiecte. Deci sunt subiecte care sunt complet suprimate, care la noi cât de cât să mai strecoară, deși haosul e mare și manipularea e mare și în presa din România. E Da, corect diagnosticul ăsta? da, da, exact. Exact asta am vrut să zic. Cum se spune, când cineva care nu cunoaște situația din Ungaria, respectiv România, și mă roagă să caracterizez situația, respectiv diferența dintre cele două țări. Eu zic că Ungaria este, deci, un stat super, super centralizat, unde Fidesz-ul are absolut acces la absolut toate pârghiile puterii, respectiv și la toate fondurile publice, și ei nu au niciun fel de problemă etică sau morală să folosească acest avantaj. În timp ce România este cumva un fel de urzeală a tronurilor. Deci există foarte multe grupulețe care se luptă pentru putere, dar tocmai pentru că sunt foarte multe grupuri, cumva niciunul nu reușește să aibă acest control absolut. Da, avem o manipulare haotică în România și o manipulare mult mai disciplinată în Ungaria, pentru că Da. au pârghiile în mână. Cum se reverberează toată situația asta în presa, în peisajul și în piața în care lucrați și voi, ca jurnalist de limba maghiară în România? Deci cum se simte și cum trăiți voi, Atlasul Erdei, care sunteți cam așa oază de jurnalism, de investigație care fluieră în biserică, deci teme inconfortabile pentru UDMR și Fidesz. Deci, ca și context, trebuie să știți că, cum sunt presa independentă și critică față de putere, noi nu am avut niciodată în comunitate. Dar, Reacții UDMR-ul, probabil. da, UDMR-ul respectiv, există acest, nu știu, un fel de complex în rândul jurnaliștilor, deși ei foarte mult zic că rolul nostru al jurnaliștilor maghiari, minoritari, nu este să criticăm puterea, ci cumva să ajutăm puterea ca să ne păstreze tradițiile. Și cumva, Identitatea care e importantă. da, și cumva
Deci, jurnalist de investigații nu am avut noi niciodată, nici prin anii 90. Ce vedem acum este însă că aceste entități, aceste organe media sunt cumpărate de către o asociație nu foarte cunoscută, Asociația pentru Spațiul Media Transilvan, care a primit în 3 ani jumătate 7,45 de miliarde de forinți. Asta înseamnă undeva pe la 20 de milioane de euro, ceea ce este o sumă imensă pentru această piață foarte mică media din această comunitate. Întrebarea e dacă o vedeți, cum se simte suma asta injectată, adică în ce o vedeți că a intrat, dacă se simte cumva viața mică. Este liniște, este o liniște asurzitoare. Deci e tot pentru suprimare. De fapt, plătești oameni ca să nu vorbească despre niște lucruri. Da, și ce este ciudat, eu am cunoscut în trecut foarte mulți care acum lucrează pentru organe media care, mă rog, au fost cumpărate de către această asociație. Și îi cunosc bine și ei erau tip foarte ok. Și cumva de câțiva ani, deci efectiv ei nu mai scriu, nu mai au nicio prezență pe Facebook, nu-și mai asumă păreri. Este liniște. Care sunt, uite, care ar fi principalele trei teme, trei subiecte din Ungaria care ar fi foarte inconfortabile pentru Fidesz sau pentru Viktor Orban și pe care îi plătesc ca să nu se discute în Ardeal? De exemplu, Topneștiul. nu am văzut niciun rând despre scandalul Saier. Domnul Saier este Cine-i Sire? da, domnul Saier este cred vice sau a fost vicepreședintele Fidesz, parcă. A fost un foarte important eurodeputat, care nu de mult, în carantină, a fost prins la Bruxelles, în timp ce cobora pe Streașina, el fugea de o razie pentru că era la o petrecere ilegală gay în Da, Bruxelles. episodul ăsta ne amintim că a fost ilustrat și în presa noastră, cred că publicul știe. Deci, odată, nu se mai știe nimic de domnul Saier, nu se vorbește, nu e Nu, vorbit nu, nu. pentru că El a a dispărut dispărut. partidul. Dar el a rămas, e într-o retragere strategică, va reveni. Probabil nu, Era un semn probabil nu. Deci important. a ieșit. A ieșit din politică. Deci eu nu am citit niciun rând despre acest scandal. Cu toate că presa independentă din Ungaria a scris destul de mult despre toată povestea asta. La noi absolut nimic. Ironia maximă era că domnul era un stâlp al agendei social-conservatoare în Ungaria. Asta e partea frumoasă, chiar cu inițiativa Exact. legislativă. El a scris Constituția Ungaria. Constituția Maghiară. Dacă ar fi fost un liberal, cum să zic, extrem, n-aveai ce să spui. Omul își trăia viața așa cum avea și principiile. Problema că a apărut acest conflict între principiile afirmate și ceea ce făcea. Da, interesant. Și ce altceva ar mai fi ca temă jenantă pentru regim, de care nu trebuie. Deci, în general, de exemplu, nu am văzut nimic despre scandalul Borcai. Nu știu dacă știți, este un primar, sau mă rog, fost primar, care fost primar al Peci, primar Fidesz, care, mă rog, în campania electorală a apărut un filmuleț filmat pe Marea Adriatică, pe un iaht, unde domnul Borcai prizează un praf alb, respectiv petrece cu niște fete.
Pe acest iat. A fost un pic, așa, la modul senzațional, s-a pus și pe la noi pe știri, dar, na, stă o săptămână, dispare, pentru că nu e tema numărul unu, dar îmi dau seama că în țara direct ar fi un subiect de discuție, pentru că e ceva. Dar deci în general, deci nu există niciun fel de deci nu se poate citi despre deci absolut orice fel de critică despre abuzul de putere, corupție din Ungaria. În afară de Fidesz, de regim, de Victor Orban acum, mai are cineva un pic de tracțiune sau influență în presa din limba maghiară, din Ardeal? Iobbik mai are susținătorii, partizani, mai finanțează? Există ceva, vreo o mică undă de pluralism pe undeva? Deci, eu din câte știu, deci Fidesz are undeva între 90-95% din voturile maghiarilor din Transilvania și asta cred că spune tot. Adică toate celelalte partide sunt inexistente, de fapt, Pentru că spui acest procent 95%, știi că a apărut acum o săptămână, două, acel sondaj în România cu orientări valorice pe diverse segmente de public, iar publicul maghiar apărea extraordinar de conservator, exact cu acest 95%. Ce ți se pare plauzibil? Mie mi se pare, în ciuda tot ce am spus noi până acum, mi se pare totuși un pic cam mare cifra. Deci, cum a sunat, la ce se gândește un maghiar din România când îl întreb dacă e conservator sau cum era, progresist, cred. Era progresist versus conservator. Da. Probabil această campanie anti-Soros, respectiv anti-Occident, anti-Bruxelles, probabil, da, influențează chiar și subconștient aceste alegeri când se bifează în acest sondaj. Ce pot eu să zic? Deci în bula mea maghiară de la Cluj, eu nu văd deloc aceste atitudini conservatoare. Însă știu foarte bine că eu trăiesc într-o bulă, adică eu ce văd sau, mă rog, cu cine mă întâlnesc eu la Cluj, nu e în mod necesar reprezentativ pentru toată societatea maghiară din Transilvania. Asta mă miră și pe mine, pentru că trec și eu din când în când pe la Babeș-Bolyai, unde și stau un pic mai mult și nu vezi lucrurile astea. Bun, Clujul, să zic, e o bulă universitară, dar nici comunitatea nu e așa mare. Cât are? 1.400.000 cu totul, sau cât o fi? 1,2 pare, da. 1,2 milioane, că mai pleacă lumea de toate miile din România și tot e mare, 95%, în ciuda acestor. În fine, dar Da. e o temă interesantă. Cum vezi relația între Fidesz și UDMR în campania asta lungă de 9-10 luni care stă să înceapă? Va fi vreo divergență între ei? Vor juca perfect lipiți unul de altul? UDMR trage 100% pentru Fidesz? Lasă o mică ușiță deschisă pentru față de opoziție, măcar. Deci eu acum văd că partenerul numărul unu al Fidesz este UDMR-ul în România, în Transilvania. Și nu cred că acest lucru se va schimba. Deci ei vor face campanie împreună. Iar cei care veneau dinspre alte componente mai mici, partide mai de nișă, văd că de fapt concurența este cine se are mai bine cu Fidesz. Păi, eventual așa concurează Exact. actorii politici. Așa să interpretăm inițiativa asta domnului Zoltan Zacarias cu legea, mă rog, de protecție a copiilor, sau cum se cheamă, de fapt o lege anti-LGBT, proiect. Da, eu părerea mea este că ei cumva testează terenul pentru această inițiativă, de aceea a ieșit domnul Zacarias. Zacarias nu este un politician foarte cunoscut, nici măcar în comunitatea maghiară. Deci cumva nu are foarte... N-am înțeles? A devenit acum cunoscut cu o inițiativă. Da, mă rog, da. Cumva el nu cred că are foarte mult de pierdut la ora asta.
Și eu cred că se testează terenul, se vor să vadă dacă o astfel de inițiativă ar avea susținere. Și ar mai fi o temă interesantă și care, mă rog, lumea trebuie să știe, să leagă și de proiectelul nostru. Deci, într-o a doua etapă, noi ne vom uita, vom analiza mai atent spațiul online, conversațiile pe limba maghiară din spațiul Ardeal, dar nu numai, din jur, împreună și cu cei colegii din celelalte țări. Și există această ipoteză de lucru cu care am pornit la drum. Avem mai mult narativ de tip național-identitar în Ardeal sau cum va fi în această campanie? Ori va fi mai relevantă agenda social-conservatoare, pentru că ele se suprapun un pic, dar nu total, adică sunt totuși universuri diferite. Când apeși pedala familie tradițională, anti-gay, conspirații sorosiste, sau va fi Ardealul, Trianon și națiune și identitate? Este dificil de zis în momentul actual. Eu cumva văd că deci aceste narrative se întrepătrund, deci e destul de dificil de separat. Dacă ne uităm la presa maghiară din Transilvania. Ceea ce este cert este că deja au început să apară articole despre familia tradițională respectivă, această tematică LGBTQ. Deci eu zic că o să vedem mult mai multe articole pe parcursul campaniei pe tema asta. Din cauza că există și inițiativa din Ungaria și pentru că avem mulți oameni cu dublă cetățenie, sunt chemați să voteze și atunci asta este acum fanionul. Am văzut că și o doamnă care Da. e liberală, doamna Cila Hegedus, care a fost la ministrul culturii și așa mai departe, surprinzător. Acum toată lumea s-a aliniat și cel puțin nu contrazice linia oficială dacă nu îmbrățișează de-a dreptul, dar cel puțin nu o contrazice. Și zice, ok, e bine să mergem la vot, să votăm referendumul anti-gay, cum am avut și noi. Da. Da, interesant este că poziția UDMR la acest referendum a fost unul neutru. Deci ei au zis, ok, fiecare votează cum vrea. O să fie Te referi la interesant de cel din văzut România din 2018 sau cel de acum din Ungaria? din România, din 2018. Da. Și ei au rămas cumva neutri cât de cât. Și este interesant de văzut ce o să facă acum că începe campania și se pare că campania Fidesz va fi bazată pe anti-LGBTQ. Da, așa bănuim și noi și că vor fi mari presiuni pe ei. Eu cred că foarte mulți din ODMR, din lideri, vor vrea să stea neutri pe aceste teme, cum au făcut și în România în 2018, dar probabil că presiunile sunt mari pe ei să iau o poziție și să împingă lumea într-o direcție, că miza e uriașă și bătălia e Exact. la câteva locuri în Ungaria. Da. Deci, proiectul nostru va continua în lunile următoare. Exact, vom analiza online aceste narrative, cuvinte cheie, subiecte despre care se discută, pentru că este important să răspundem la această întrebare. Ce trage cel mai tare? Cred că are, până la urmă, există o miză și pentru noi, adică avem de învățat din lucrurile astea. Dar, deocamdată, interesul foarte mare și urgența este campania electorală din Ungaria și campania de alegeri preliminare organizată de opoziție, care va fi foarte interesantă. E un model de ținut minte pentru situații similare în alte țări. Bine, păi cred că asta a fost, dacă n-am uitat ceva foarte important, Zoltan, de care vrei tu să spui și Nu, 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 promis nu, eu. a fost. Atunci să le urăm tuturor o după-amiază frumoasă și să ne reauzim în septembrie când vom reveni cu episodul 2 din acest mic proiect de monitorizare online. Toate bune din partea Expert Forum și Atlas OR. Toate cele bune, vă doresc o după masă plăcută.